Anul acesta, pentru prima dată, au fost eligibile să candideze la titlul pentru 2016 orașe din întreaga Europa, având cel puțin 100.000 de locuitori. În anii precedenți, numai orașele cu o populație de peste 200.000 de locuitori erau eligibile. Contracandidatele Piteștiului sunt Dabrova, Gornița din Polonia, Essen din Germania, Larisa din Grecia, Ljubljana din Slovenia, Oslo din Norvegia, Reggio Emilia din Italia, Santander și Saragoza din Spania, Tur din Franța și Umea din Suedia. Un grup de experți internaționali va efectua o evaluare tehnică a fiecărei candidaturi pe baza a 12 indicatori specifici. Cred că ne merităm din plin un loc fruntaș în ierarhia europeană pe această linie, mai ales că strădanile noastre sunt îndreptate nu neapărat către câștigarea acelui loc. Nu, nu ne-am făcut treaba, fiindcă acum 2-3 ani de zile nu știam că vom participa la acel concurs. În 2014, orașele preselecționate vor fi invitate să-și prezinte propunerile în fața unui juriu internațional care va evalua cât sunt de dedicate să aducă îmbunătățiri constante în materie de mediu, precum și obiectivele lor viitoare. Pe lângă faptul că reprezintă o sursă de inspirație pentru alte orașe, experiența arată că orașul câștigător beneficiază de pe urma unei vizibilități publice mai accentuate, care îi poate îmbunătăți reputația și atractivitatea ca destinație turistică sau ca loc în care oamenii vor să muncească și să trăiască. Câștigătorul va fi anunțat în iunie 2014 la Copenhaga.